Aleșii județeni au primit tablete pe care să le folosească pentru dosarele ședințelor de consiliu. Proiectele de hotărâre ale Consiliului Județean nu se mai distribuie în format tipărit, ci sunt trimise fiecărui consilier în mail. Investiția suportată din bugetul județului a fost primită fără amendamente, nici măcar din partea reprezentanților opoziției. Aleșii au găsit imediat motivații pentru a-și explica acceptul pentru cheltuiala făcută de instituția statului. Cei mai mulți s-au transformat brusc în ecologiști. Român consumă 442 de litri de oxigen în 24 de ore, 300 de centimetri cubi de oxigen pe minut și are, asta înseamnă că trebuia și cei de la Consiliul Județean Gorj să renunțe la a tăia copacii. Din punctul meu de vedere este o măsură bună și în pas cu tehnica și cu cerințele științei actuale. În loc să mai tăiem copaci, să consumăm hârtie, este foarte simplu să folosim aceste aparate. Unii dintre consilierii județeni au lăsat acasă tabletele primite încă de săptămâna trecută, deși acestea țin locul dosarelor de ședință. Ce n-ați adus-o la dumneavoastră? Ați primit-o? Trebuie ridicată, trebuie setată. Adică n-ați ridicat-o încă? Ba da, dar nu am folosit. Ați curios să folosiți? O aveam pe a mea personală. Am găsit dosare la comisii și atunci n-avea rost să venim și cu tabletă. Conducerea Consiliului Județean a motivat necesitatea achiziționării de tablete prin faptul că ar reduce costurile pe care le implică tipărirea proiectelor de hotărâre pentru ședințe. Noile gadgeturi primite de consilierii județeni gorjeni rămân în posesia acestora până la finalul mandatului.